Bună găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Culture pe Coordonate. Astăzi un subiect cu totul aparte, un subiect de mare interes și, până la urmă, un subiect de identitate românească. Este vorba de unirea celor două principate, Țara Românească și Moldova, la 24 ianuarie 1859. Mâine se împlinesc 158 de ani de la acest eveniment important pentru fundamentul, să spunem, statului român modern. Este punctul important al modernismului politic, economic, social și, bineînțeles, o etapă importantă de-a lungul istoriei în devenirea națiunii române. Pentru a pune în prim plan și a discuta despre evenimentele de atunci, pentru a discuta și evoluția, impactul de atunci al acelor evenimente, am invitat pe domnul Costin Scurtu, doctor în istorie și director al Muzeului Militar Regele Ferdinand, filiala Constanța. Bună seara! Bună seara! Bun revenit! Mulțumesc Și pentru pe invitație! domnul Paul Dominte, doctor în istorie și profesor de istorie la Colegiul Decebal. Liceu, liceul Sau teoretic. Liceu Decebal din Constanța. Bun regăsit și bun revenit la Bine Litoral v-am găsit TV! și la mulți ani cu această La mulți ocazie, ani și totuși. dumneavoastră, că noi ne întâlnim la emisiune pentru prima dată, noi ne-am întâlnit în afara emisiunii cu diferite Siguranță. evenimente și cu ocazia diferitelor manifestări. Mulțumesc că ați reușit să veniți aici astăzi, să vă faceți timp. Și noi mulțumim pentru A invitație. fost plăcerea mea. Întotdeauna este plăcerea mea să vă invit și să vorbim despre ce înseamnă spațiu public, ce înseamnă istoria. Pe cei care vorbesc despre literatură, despre artă, despre cultură, îi aduc întotdeauna cu mare plăcere. Ce a însemnat 24 ianuarie? Și vreau pe rând să putem discuta, să explicăm așa puțin și pe înțelesul celor care ne privesc, pentru că de-a lungul vremii s-a tot discutat mai mult teoretic, pentru specialiști, pentru oameni care de fapt trebuiau să, sau presupunea acea discuție ca oamenii să aibă o minimă, să spunem așa, cultură istorică. Haideți să încercăm să explicăm așa pe înțelesul tuturor. Domnul Dominte. Din punct de vedere faptic, ca să mă exprim așa, Da? da, din punctul acesta de vedere al relațiilor internaționale, este punctul zero, aș putea zice, în devenirea Pentru români, pentru pentru românii, români, da, da. pentru români. Asta vreau să spun, în devenirea statului național român, pentru că până atunci, evident, românii erau împărțiți în mai multe unități politico-administrative. Acum, evident că ideea în sine este mai veche. Încă din epoca Fanariotă, ea a Chiar mai apărut, devreme, chiar mai da, devreme, mă chiar întreb. mai devreme, acolo vorbim, dacă ne referim, evident, la umani și ideea de romanitate, dar Da. ideea de stat, de stat al Ca tuturor, entitate ca politică. entitate a tuturor românilor, am putea să o plasăm undeva în epoca Fanariotă, atunci se naște acest proces la boierii români ca o formă, ca o expresie a opoziției lor față de Fanariot și pătruderea boierimii grecești, care bineînțeles că o concura. Și atunci, cu ocazia războaielor ruso-austro-turce, încheiate ca și alte conflicte cu tot felul de negocieri, de păci, de... Convenței, păci, Exact. Cu această tratate, da. ocazie, se formează o grupare care s-a autointitulat Partidă Națională. Deci, un lucru foarte interesant, sub impulsul ideilor iluministe, apare și la noi, începe să se cristalizeze la vârf, e adevărat, la nivel de elită boierească, La elită, această da, idee sigur, sigur. de națiune și partida asta națională susține. Vrem unirea principatelor, astfel încât să formăm un stat, un amortizor între cele trei Imperii. imperii, a cărui neutralitate să fie garantată de marile Marile puteri și puteri, exact. chiar independența. Au fost foarte Au gândit cumva inteligenți. bine și în perspectivă. Da, au gândit, exista la acea vreme, principala problemă răsărită era așa numita chestiune orientală, care împărțise marile puteri în două tabere, Imperiul Otoman se prăbușea și problema se pune cine va moșteni teritoriile sale europene. Și erau doi competitori, evident, Austria dinspre vest, Rusia dinspre răsărit, în timp ce Franța și Marea Britanie și Anglia sprijineau Imperiul Otoman, integritatea lui. Și atunci, în cum să zic eu, în această ecuație foarte complicată, românii au găsit o formulă. Păi faceți din noi Elveția Orientului. Și acolo o să fie o zonă neutră și gata, că este exact între cele trei imperii. Sigur că da. Domnul Scurtu. Eu vin cu completarea că nu românii au visat la o Elveția Orientului, ci era o
un interes generat de marile puteri pentru această zonă de răsărit de Europa, cu gurile Dunării, cu ieșirea la Marea Neagră. Dar era zonă geopolitică, strategică. Bineînțeles, da? Și aici trebuia să apară un stat care să fie manevrat, dacă se poate, de marile puteri, în interesul de a bloca accesul unei singure forțe la gurile Dunării, dar de fapt... În speță Imperiul Țarist. Imperiul Țarist, sigur că da. Și, având în vedere experiența războiilor, cum bine a fost amintită de domnul profesor, din secolele 17-18 și mai ales că se încheiase de curând. Aici este momentul cel mai... Războiul Crimeei. Da, vorbind de războiul Crimeei, 1853-1856, atunci vine acea concluzie a marilor puteri că aici trebuie să existe un stat, un stat care era, trebuie să recunoaștem, chestiunea românească începea de data asta să fie și ascultată. Ea era cunoscută de mult timp, exact cum s-a prezentat mai devreme. În schimb, nu i s-a dat acea importanță și greutate necesară. Acum, după experiența și sfârșitul acestui război, prin Congresul de Pace de la Paris din 1956, avea să se petreacă, de fapt, să se ia acea decizie vis-a-vis de a se asculta doleanțele, de a fi ascultate doleanțele românilor, atât din Moldova, Principatul Moldova, și atât din Principatul Țara Românească. Și ca să vedem că, într-adevăr, se dorea o organizare statală care să folosească marilor puteri din Europa centrală și apuseană, hai să vedem în primul rând cum au înțeles actul sau dorința de unire a românilor după acele adunări ad hoc, da, din 1857, care se spunea foarte clar în fiecare adunare, fie din de la Iași, fie de la București, că se dorește unirea. Și rezultatul avea să fie în 1858 la Paris, da, numai că unirea respectivă va fi așa cum o vrem noi. Care era o confederație? Care de fapt însemnau doi principi? Care da, de fapt principi, însemnau exact. Da, doar parlamente separate, armate, instituțiile militare trebuiau să fie separate? Adică două rânduri de instituții, doi domni. Iar unirea de fapt o reprezenta existența a două instituții, da, guvernamentale, care să răspundă de anumite activități și să organizeze elemente complementare în Țara Românească și Moldova, care de fapt n-ar fi periclitat în niciun caz interesele marilor puteri la gurile Dunării. Aici este de fapt poziția marilor puteri. Da, și aici domnul profesor a spus foarte bine, aveam treptat să impunem voința națională prin această partidă unionistă, partidă națională, ei bine, în acea politică a faptului împlinit. A faptului împlinit, exact. Da. Modul în care românii după aceea au continuat să-i pună, să pună marile puteri în fața faptului împlinit prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza, pentru că se repetă alegerile în Moldova. Vogorite, dacă nu mă înșel, Nicolae Vogorite câștigă alegerile, falsifică cumva așa și e o întreagă poveste acolo, dar e bine să trecem peste ea pentru că noi consumăm timpul și... Puțin, vă rog, vă rog, vă rog. Tocmai ați spus un lucru foarte clar și am să vă rog să-l dezvoltați prin această politică. Noi, de fapt, trebuie să subliniem, mai ales pentru tânăra generație, că aceste evenimente istorice pe care noi le marcăm prin această bază legală de zi națională, prin evenimentele pe care le desfășurăm în instituțiile noastre, noi trebuie, de fapt, să atragem atenția că aceste evenimente nu s-au petrecut peste noapte. Ele sunt consecința unor așteptări, a unor trăiri, a unor vise, a unor idealuri naționale. Și a unor acțiuni. Și a unor acțiuni pe care românii le-au făcut. Sunt cele care le împlinesc. Dar această ridicare românească, populară, nu a venit într-o noapte, să spunem, când avea să fie desemnat un conducător, nu avea să fie o decizie a unei comunități, vorbim, sau unei categorii sociale dintr-o dată. Nu, era o emulație care s-a creat pe o bază culturală, sigur pe un da. Concept istoric și mai ales pe această devenire că noi suntem cei care trebuie să ne decidem soarta. Sigur că da. Domnul Dominte, ulterior... Unirea, modul în care se alege Alexandru Ioan Cuza în cele două state și se pare că și aici a fost ales pentru că avea anumite calități, cunoștea mai mulți demnitari din zonă, studiase în Occident și acolo își făcuse, mă rog, relații cu absolvenții ai școlii militare pe care a absolvit-o și care deveniseră oameni politici în statele din Occident.
Care au fost efectele ulterioare ale acestei uniri? Mica unire, așa cum o numim noi astăzi, sau cum o numesc istoricii? Aș vrea să atrag atenția, ceea ce zicea Costin mai devreme este foarte adevărat, dar a existat totuși un program. Fără un program politic, și repet, el este programul pașoptist, pe care brătienii ulterior l-au transmis copiilor lor. Pentru că, să fim înțeleși, Ionel Brătianu, sau Ionice Brătianu, cum este, mai este cunoscut, a preluat programul tatălui său, Ice Brătianu, ca și fratele da, său, da. Ca și, adică a fost crescut în această stare de emulație, cum spunea mai devreme Costin. La 24 ianuarie noi, de fapt, sărbătorim două evenimente. Până acum sărbătoream trei evenimente, pentru că sărbătoream și momentul în care, în anul 1918, s-a proclamat Republica Democratică Moldovenească. Moldovenească, acum, da. Sărbătorim, că vedem că asta a devenit un dezavantaj sigur, și sigur. O ia în altă direcție. Dar sărbătoream, de fapt, dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza și lucru și mai important, trei ani mai târziu, unirea politico-administrativă, adică momentul în care, datorită acceptului dat de poartă și de marile puteri, am putut să facem un guvern unic și o adunare unică. Sigur. Și în felul acesta, unirea s-a realizat cum au vrut-o românii și după aceea nu s-a mai desfăcut. Dar, un timp, aș putea zice, țările române au mers pe muchie de cuțit. Au existat multe tendințe, mai ales din partea Austriei și Rusiei și otomanilor, dar mai ales Austria și Rusia, de a desface această unire. Pentru că era clar că niciuna dintre ele nu doreau un stat puternic la granițele lor sau un stat foarte bine organizat. E, din acest punct de vedere, evident că cel puțin în prima parte, opera politică a lui Alexandru Ioan Cuza este inegalabilă. Nu știu dacă altcineva ar fi putut să o facă mai bine decât el. În numai trei ani, să faci ce vroiai tu, nu ce vroiau marile puteri. Opera lui legislativă, de asemenea, este excepțională, aș putea zice, în sensul că el a modernizat România. Acum, vorbim puțin mai devreme. Între lege și modul în care ea se aplică este o mare diferență. Sigur că da. De ce este o mare diferență? În ce sens? La ce se... Pentru că ce se întâmplă? Trebuie să ai baza de la care să pleci ca să poți aplica o lege. Este exact ce se întâmplă la ora actuală, dacă vreți, cu reforma din sănătate și din educație. Este o reformă care nu-și găsește baza. Nu are o temelie, de fapt. Se face de undeva de sus, fără ca să se cunoască lucrurile de la bază. Îi datorăm lui Cuza această operă legislativă, care însă și-a arătat roadele mai târziu. Nu și le-a arătat în vremea lui, pentru că nu aveam funcționari publici, nu aveam capital, să fim înțeleși. În momentul în care tu faci o lege a învățământului și introduci învățământul gratuit și obligatoriu primar și nu ai niciun fel de școli, nu ai cum să o aplici. Sigur. De fapt, noi nu aveam buget, pentru că nu aveam finanță. Asta deci, vrem să zic. Este... Deci a trebuit să vină Spirul Haret și să fie sprijinit da, viziune... de Partidul Liberal. Franceză. Și cu o viziune, dar și cu sprijin. Pentru că el a înființat 3.000 și ceva de școli în mediul rural. Să ne gândim, oare mai există în istoria României că vreun ministru care să fi făcut 3.000 de școli, da. Chestia asta? Sprijiniți sau că i-au trimis partidele sau Ceaușescu să facă chestia asta, da, dar el să reușească acest lucru este o performanță extraordinară și de el și respectăm atât de mult. Pe urmă, cu legea agrară, nu aveam specialiști topometriști, s-au făcut tot felul de excese, cum se fac de obicei, nu li s-a dat pământul la timp, s-a tergiversat vreo 20 de ani, izbucnit în 1888, o mare răscoală reiterată în 1907, care a zgurduit țara. Domn profesor, o clipă. Sunt de acord că acestea sunt limitele. Da, evident. Numai că înainte de consider că pentru a înțelege de ce această activitate extraordinară depusă în timpul domniei lui Cuza, într-o perioadă foarte scurtă de timp, de fapt s-a pus bazele statului român modern. Noi trebuie, de fapt, să ajungem la esența de a înțelege importanța acestui eveniment. Iar limitele respective nu sunt cele care au împiedicat evoluția societății românești. Ba, dimpotrivă. Noi trebuie să prezentăm aceste limite, pentru că în fiecare departament, în fiecare instituție, în fiecare minister, existau foarte multe carențe, pentru că nu era un personal pregătit, într-adevăr, nu existau finanțele corespunzătoare. Dar era normal, la începutul unui drum administrativ și politic, era mai normal ca aceste să fie inerente aceste lipsuri. Există această presiune externă. O să trebuie să subliniem. Deci, clasa politică nu s-a putut decide asupra unui om politic pe care să-l desemneze pentru a avea această responsabilitate, să o ducă pe umeri,
pentru punerea bazele unui stat modern. Nu, a fost nevoie de un militar. Sigur. Da, fără doar era mai disciplinat, eu n-am probabil. Spus altceva. Nu? Da, dar nici domnul Dominte n-a spus altceva. A spus că au fost lucrurile bune. M-a întrebat care a fost problema. Și am zis că problema a fost că ea nu și-a dat, roadele nu s-au văzut pe moment. Și era normal, pentru că încă nu aveam infrastructură, atât logistică, nu aveam capital, nu aveam cu ce... Dar faptul că el a făcut aceste reforme este neîndoielnic unul dintre cele mai mari merite. De fapt, chiar noi la școală învățăm ceea ce este un adevăr incontestabil. Când vorbim de importanța lui domniei lui Alexandru Ioan Cuza, lecția se termină așa. Odată cu Alexandru Ioan Cuza, România modernă se edifică. Punct. Adică România a fost adusă la standarde occidentale. Da, ulterior, europene, de fapt. Ulterior, evident că ele au putut să-și arate și roadele. Nu înseamnă că nu și-au arătat toate roadele la timp. Că, de pildă, legea privind introducerea sistemului de unități metrice și greutăți, bineînțeles că a aliniat... Tot în timpul, în timpul domnului Cuza. A aliniat la nivel... Apropo de celebra parabolă cu Ocaua, da? Da. Da. A aliniat comerțul românesc la cel european. La cel occidental, la cel european. Ca să putem exemplifica puțin, trebuie să înțelegem că această aliniere la standardele europene era impusă, de fapt, și de așteptările care aveau marile puteri. Pentru că nu puteau să reacționeze într-un timp dat dacă nu puteau să aibă aceleași mecanisme cu care acestea își desfășurau viața, elementele atât civile cât și militare, în teritoriile lor, pentru a putea să intervină. Păi da, pentru că zona de sud este era o zonă de resurse care cumva prelua resursele primare, le trimitea către zona industrializată a Occidentului. Întâmplător România încheie la 1875 o convenție cu Austro-Ungaria, o convenție comercială, da. A fost și un factor de independență, sigur, de a-și sigur demonstra da. Sigur forța, da. De a-și demonstra puterea. Grâul, materialul de con, lemnul, cerealele în general și toate acele elemente de care Occidentul avea nevoie plecau de aici, această pe Dunăre viziune, și pe gura Dunării. Această sigur. Viziune de care vorbim noi acum în timpul domniei lui Cuza vine tocmai ca să relaționăm într-un spațiu istoric concret în care putem demonstra cum că evoluția Principatelor Unite nu era independentă de ce se întâmpla în arealul european. Aici este. Erau cumva parteneriate, le-am putea numi. Acum și astăzi. O politică independentă. Da, nu poți face. În Europa, cred că au dus-o numai englezii în epoca splendidă de izolării. Rușii, știți că există bancul ăla cu cine se învecinează Rusia, cu cine vrea ea. Cu cine vrea ea, care da. Oricum fac numai cele trecerilor priminte și Franța în vremea lui Napoleon. În rest, toți au fost interconectați. Sigur, pentru că sigur, să nu uităm, intrăm în epoca Revoluției Industriale, când piețele, în primul rând, piețele de desfacere sunt foarte importante. Să nu uităm ce se întâmpla la oraș, a scris Ștefan Zeletin, o lucrare extrem de interesantă, exact. Din Țara Măgarilor. Din Țara Măgarilor, dar care... foarte criticat în epocă, pentru că era incomod. Pentru că a spus adevărul, da. Și numindu-i pe politicieni urecheați, pur și simplu, chiar așa le și spunea. Și erau de măgărei, măgarii și măgăroi. Și povestea de măgărei vieții oameni de la sate care trăiau în bordeie, vai de capul lor, și ăștia de la orașe care consumau practic resursele statului, tot felul de tâmpenii. Să nu uităm că soția lui Elisabeta, soția lui Carol I, și-a luat obiceiul de a se îmbrăca la baluri Ni, a îmbrăcat-o și pe moștenitarea de tronului austriac în același mod. De ce? Ca să le învețe pe români ce să fie mai modeste. Sigur, că dădeau milioane și milioane pe rochii, pe vestimentațiile pariziene. De la Parisuri. E clar că banii aia nu erau investiți. Nu aveau cum să producă. Așa că, să aducă plus valoarea de care tot vorbim. Gândiți-vă că și crezi că asta nu le-a convenit marilor puteri ca să-și desfacă produsele de la aici? Sigur că da. Cum? Dar asta era o politică binevenită întotdeauna. Vreau să mai atrag atenția faptului că acum când vorbim de Cuza, vorbim de fapt și de simbolurile naționale. Vorbim de drapel, vorbim de imn, da, vestita Hora Unirii, la care facem referire. Avem și imagini, colegii mei le derulează pe ecran acum în timp ce noi vorbim. Așa, foarte bine. Celebra Hora Unirii, sigur, și imagini de epoca. Unitorul Alexandru Acuza este cel care mânează drapelele unităților militare. Sigur, da. Care au fost drapelele de lupă, și da. Mai mult de atât are și mesajul prin care spune foarte clar ce înseamnă să săruți drapelul și în același timp să-l aperi cu propria viață, fie
pe timp de pace sau pe timp de război. E, toate aceste simboluri și această organizare, e clar că se desfășoară nu lent, nu repede, ci se desfășoară cu o dificultate dată legată de mentalități, cum a fost prezentat un caz mai devreme. Dar, pe de altă parte, sunt rezistențele atât interne cât și externe, tocmai sigur. La organizarea unui stat independent care urma să devină puternic. România, la 1862, pentru că spuneam de acel an în care avem deja instituțiile... Avem primul guvern unic, condus de Barbu Catargiu. Nu era o țară... Ne-am și spus că la 24 ianuarie sărbătorim două evenimente. Și că majoritatea nu vorbim de o țară puternică aici, nu vorbim de fapt de o țară care a fost agreată, și aici este iar un avertisment dat de marile puteri. Această unire trebuia să funcționeze doar pe timpul domniei. 7 ani. Pe timpul domniei, prima dată 7 ani, ulterior s-a extins pe timpul domniei lui Cuza, da, și ulterior n-au mai desfăcut-o. De aici, au adus un principe străin. Șocul care avea să-l resimtă societatea internațională când a fost obligat Cuza, da, să semneze demisia, abdicarea, da. Și după aceea... Februarie 66, 1866. Da? Ei, și după aceea, timpul relativ scurt pe care l-a avut la dispoziție societatea românească, vorbesc de elită, pentru a aduce un reprezentant străin care, de fapt, să urce pe tronul românesc. După ce în prima fază a fost refuzată elita, să nu uităm că l-a propus pe Leopold al Belgei și au rămas cu gura căscată, pentru că ei își închipuiau că dacă se duc în Occident și propun tronul principatelor, imediat va sări să vină, sus un moștenitor. Da. Pe când la pur și simplu le-a zis, cine n-avea habar ce este, nu era dispus să vină într-o țară din Orient, nesigură, despre care nu știa de fapt cât de adevărat Filip, cât de adevărat acest fapt că propunerea pe care a făcut-o ulterior lui Filip de Flandra a fost cumva, să spunem așa, demontată de către fiii de boieri români, care erau prieteni cu fratele lui Filip la Paris și au spus, lasă, nu te duce în principal, de că n-ai ce să faci acolo. Nu, acolo e o întreagă poveste. Și abia ulterior, sau e doar un basm, e doar o legendă. Din câte amintesc eu, cel puțin din ce am citit eu, informația asta mi se pare că în memoriile sale o dă Bălăceanu. Bălăceanu, care la vremea... Eu așa am citit undeva, dar nu știu dacă este legendă sau doar folclor. Sau și e doar... acum Bălăceanu spune și multe lucruri care nu sunt credibile. De pildă, la un moment dat... sunt verificate. La un moment dat spune despre Carol I că ar fi ezitat, nu vrea să intre în război împotriva otomanilor în 1877 și, nu știu, fie el, fie aici Brăteanu i-a pus pistolul la tâmplă. Deci niște povești care nu pot existat. Acceptate. În actele oficiale de arhivă se vede clar voința a lui Carol, pentru că telegrama aduce lui Nicolae, care într-adevăr îl... Bineînțeles, a fost un tip care a vrut să-și facă un viitor, a avut curaj și l-a făcut. Da, sigur, și a prins momentul, a folosit și aici momentul. Mai este un lucru pe care eu aș vrea să-l reiterez, pentru că pe vremuri se făceau emisiuni, din păcate acum văd că de 24 ianuarie nu prea se mai fac emisiuni. Facem noi aici. Asta este foarte bine. Și anume o problematică asupra căreia a atras atenția și domnul academician Berindei și istorici foarte serioși, anume acela că noi avem prostul obicei de a vedea un hiat noi români. Noi români. Între domnia lui Alexandru Ioan Cuza și domnia lui Carol, de a le vedea ca fiind două domnii separate. În realitate, repet, Carol a cules multe din roadele a ceea ce a făcut Alexandru Ioan Cuza și a continuat proiectul său politic, doar că era alt tip de om. Cu altă viziune, probabil. Cu altă viziune, da. Cu altă educație politică. Era un tip liniștit, un tip foarte calculat, pragmatic, un tip care a înțeles fundamentele economice, că aici iar aveam totul se hotăra la nivel politic, pe când evident că economia scârția. Să nu uităm că dacă n-ar fost Carol, Constanța nu ar fi fost ce este acum. Eu și la ora actuală Dobrogea, dar eu continui să consider că orașul Constanța și alegerea portului aici a fost opera lui Carol. Deci el, noi datorăm... Stați puțin. Deja, da. Te rog, Costin. Să completăm. Domnul Dominte spune, de fapt, de ce. Adică descrie efectele pozitive. Modul în care principele Carol și ulterior domn... Deci, sunt de acord cu ce spuneți. Eu vin doar cu o anumită completare pentru a putea să avizăm, de fapt,
exprimarea noastră față de cei care ne urmăresc. Hai să mergem mai departe. În primul rând, momentul acesta al abdicării, al venirii unui principe străin, nu a fost o acțiune făcută peste noapte. Ce ne facem că nu avem domnitor? Deci să fie foarte clar. Acest moment avea să fie pregătit pe fondul creșterii nemulțumirii clasei politice față de actul de conducere, de comandă, da, al lui Cuza. Da? Vorbim de vestita monstruoasă coaliție. Pe de altă parte, și armata, o parte din elementele militare, a contribuit la detronarea lui Cuza. Păi, cred că nici nu se putea face fără armata. Păi chiar garda care... Da, garda palatului, deși a primit și el informația că deci urma să a existat fie realizat o lovitură de stat, să fie înfăptuit o lovitură de stat, nu a dublat garda, a dublat-o, dar de fapt noi știm că și cei din gardă fuseseră cooptați de conspiratori. Au reușit cumva să-i coopteze pe toți. Deci momentul a fost pregătit. Asta înseamnă. În momentul când ajungem să propunem unuia sau altuia tronul României, acolo au intervenit factorii externi. Vorbim de Franța, vorbim de Marea Britanie, familiile acestea care au avut, dinastiile acestea care au dat domnitori, regi, împărați, și-au calculat foarte bine posibilitățile și probabilitățile de a putea să funcționeze. Numai că exista la momentul respectiv o mare neîncredere că această țară, România, tânărul stat, România, va putea să reziste. Mulți dădeau acea probabilitate că se va desface. Exact cum se trebuia să fie ceea ce se propusese la 1858 la Paris. Să nu uităm că la Iași a avut să se loc o răscoală care, în care se cerea tocmai ruperea, da, Moldovei. Era mitropolitul secesionist, da, înțeles, cu Rusia. Cu Rusia, mai erau o parte din boi care sperau să obțină anumită demnități și așa mai departe. Pe acest fond, venirea lui Carol, acestui tânăr, acestui om curajos, acestui militar, care avea să înfrunte pericolul de a putea să fie descoperit pe drumul pe care îl făcea spre România. Pe Dunăre, da. Sigur, exact, că da. Putea să fie arestat. Faptul că el chiar și a depus jurământul... Era un război. Prus, era un război. A depus jurământul pe Constituția României. El când a ajuns acolo, el a știut ce are de făcut. El nu a venit, să spunem, să înceapă ceva, să experimenteze ceva. Nu. El a continuat, exact cum bine a spus domnul profesor, să spună, să meargă mai departe pe un concept care deja prinsese rădăcini, pe o structurare teoretică care avea nevoie de o practică și în același timp de o amplificare, și avea să se întâmple în acest sfârșit de secol 19, unde, bineînțeles, putem să spunem cu bucurie că vorbim de independența României și de revenirea Dobrogei la România. Și de revenire și mai târziu puțin Marea Unire. Existența căii ferate de la Cernavod, de la Constanța. Existența unui port care se construia, începuse acea fază în timpul Imperiului Otoman. Aici, Carol, având la bază documentația austriacă și germană de la jumătatea secolului al XIX, pe de altă parte, importanța subliniată și de forțele engleze, e bine, așa s-a ajuns la această determinare, Constanța să capete rolul strategic pe care l-a previzionat și s-a dovedit valabil și se dovedește valabil și astăzi. Și astăzi s-a aici, repet, o chestie pe care m-ai spus-o, dacă îmi permiți, a fost... Într-un minut, că trebuie să luăm o pauză. Da, da. Într-un minut. Da, a fost vorba și de români, pentru că, repet, el l-a trimis pe Cobălcescu, care era un mare geolog. Da, sigur, și care sigur. I-a spus, domne, acolo este cel mai bine de făcut portul englez, făcuseră puțin, apucaseră să facă un mic dig de largă și de rămaseră pe la genovez. Dar a fost ăsta, Cobălcescu, care i-a zis, plus că era și poziția geografică, drumul cel mai scurt în de la București spre mare era la Constanța. Și condițiile naturale erau cele propice. Și condițiile naturale cele propice, evident. Sigur. Luăm o scurtă pauză și revenim în partea a doua cu discuția noastră. Domnilor, domnilor, rămâneți alături de noi. Revenim în partea a doua. Discutăm despre marele moment al istoriei naționale românești, unirea celor două principate la 24 ianuarie 1859. Rămâneți alături de noi. Revenim în două minute. Dacă nu erau masonii revoluționari, pașoptiști. Asta este, știi? Adică ăștia care, de fapt... Gata.
Da, care... Sim, care de fapt ce? Ăștia care de fapt au profitat de organizația asta, care până la urmă e organizație mondială, are alte scopuri, da, și au folosit-o în scopuri naționale. Că ceea ce n-a fost, n-a fost rău deloc. Sigur că da. Încep să știi. Da, când vrei. Am revenit, doamnelor, domnilor, în partea a doua ediției de astăzi a emisiunii Cultură pe Coordonate. Invitații acestei ediții sunt Costin Scurtu, doctor în istorie, și domnul Paul Dominte, de altfel și domnia sa, doctor în istorie. Vorbim despre unirea din 24 ianuarie 1859, cele două principate românești, Țara Românească și Moldova, atunci au ales un singur domn și în acest mod a fost posibilă, puțin mai târziu, unirea administrativă, politică, unirea reală. Discutam despre Constanța, despre Cobălcescu, vă întrerupsesem și acum aș vrea să continuăm puțin cu explicația. Acest specialist, de fapt, care a venit și a evaluat Dobrogea, potențialul ei economic, țărmurile, da, și modul în care l-a convins, de fapt, pe Carol I că e bine să construiască portul și infrastructura, de fapt, de navigație care să se centreze pe portul Constanța. Da, există pe lângă Cobălcescu, nu știu dacă el l-a convins în mod special, pentru că lui Carol, care era un spirit germanic meticulos, îi plăcea când făcea ceva să fie bine informat. Ca atare, el nu l-a trimis doar Carol, l-a trimis misiune militară, să nu uităm, a colonelului Falcoianu. A trimis oameni de cultură, deci el a adunat o serie întreagă de informații. Am dat grație sprijinului pe care mi l-a acordat domnul profesor universitar Bulei, conducătorul meu de doctorat, am reușit să publicăm un raport al unei comisii militare italiene, care evident că nu poate câmpi, pentru că ei erau trimiși să evalueze din punct de vedere militar ce era în Dobrogea și care spune același lucru despre Constanța. Este un oraș cu mari perspective de ajutor, de dezvoltare, este bine așezat. Deci au existat informații diverse din acest punct de vedere și evident că ce a înțeles din punctul meu de vedere foarte bine Carol a fost poziția strategică în sensul de navigație. Adică faptul că totuși Constanța, că el inițial a vrut să facă pe Golful Gâștelor la Gibrie, în port. Da. Există în memoriile lui, așa numitele memorii povestite de un martor ocular. Da. Există în memoriile acelea, în spatele cărora sigur se află el. Există o informație în care el zice că a vizitat acest estuar al Gâștelor sau Golf al Gâștelor și vrea să facă la Gibrien un port și acolo va fi portul nostru de mare. Dar bineînțeles că și-a dat seama că ăsta, care se afla la vreo 100 ceva de kilometri mai la sud, avea toate șansele să fie mai bun pentru navigație și practicat pe iarnă o perioadă mai îndelungată. Eu am găsit de pildă mărturii despre cât de mult putea să înghețe marea acum 100 de ani. Temperaturile erau mult mai scăzute și există persoane care spun că decât să ia drumul, decât să meargă pe drumul, care era un drum de stat, de pământ, bătătorii cu macadam, să se ducă spre Varna, o luau pe malul mării. Deci mergeau pe gheața de la malul mării. Da, cu căruțele, da. Incredibil, exact. La ora acolo. Erau temperaturi înfiorători de scăzute. Temperatura a crescut între timp. Și atunci el a înțeles acest avantaj foarte mare. Dom'le, este mai la sud, se poate face navigație mai multă vreme. De ce? Pentru că, repet, venea dintr-o țară care se construise, el a prins-o încă în construcție, Prusia încă nu unificase Germania, sigur. Când a venit el în România. S-o facă o federație de state. Evident, dar normal că nu era străin de acel proiect, tatăl său, Anton de Hohenzollern, fusese cancelar al Germaniei înaintea lui Otto von Bismarck și era familiarizat cu toate dedesubturile politicii germane. Sigur că da. Și atunci el a venit dintr-o țară în care a înțeles care era problema pentru ei, că erau la Marea Baltică, o zonă care nu era deschisă la Atlantic, nu avea avantajele Marii Britanii și ce eforturi trebuiau să facă pentru asta. Și atunci a dat seama, granița mai la sud, portul mai la sud, într-o zonă propice, înseamnă comerț. Sigur. Și părerea mea este că el a avut un cuvânt greu de spus. Dar bineînțeles că n-a fost singur.
l-a susținut și Cogălnicianu și Ice Brătianu, în timp ce tot Parlamentul i-a fost ostil. Dar i-a avut pe cei mai grei oameni alături de el. Și pe elitele din jurul acestor oameni. Da. Costin, revenind la discuția despre 24 ianuarie, pentru că efectele le-a explicat mai devreme domnul Dominte, cum s-a celebrat, cum a fost marcată ziua 24 ianuarie și până la sfârșitul secolului 19, anii 80-90, fost la începutul secolului 20, înainte de război, primul război mondial, după primul război mondial, în timpul perioadei interbelice sau în vremea interbelică? Prima dată a fost marcată, cum era de așteptat, la 24 ianuarie 1860, ca o sărbătoare națională. Atât la Iași, ca o sărbătoare națională, da. Și la București, la Craiova, în localitățile importante mai mari ale României de atunci. Și mă gândeam acum când l-auzeam povestind pe Paul, cum România lui Cuza avea și cele trei județe din sudul Basarabiei, Cahul, Bolgra și Ismail, pe care aveam să le pierdem în urma războiului independenței la 1878. La acest târg impus României pentru a primi Dobrogea. România n-a avut ce să facă acolo, aici a fost legată de independența. Nu avea această... ce să facă. Și vorbim de aceste trei județe. Ei bine, în timp, și este clar că după venirea lui Carol s-a impus ziua de 10 mai, s-a păstrat această zi de 24 ianuarie ca zi de sărbătoare. Erau circulare care plecau de la nivelul ministerelor în teritoriu. Da. Cum să se organizeze sărbătorirea unui asemenea eveniment, și armata lua parte, bineînțeles, prin paradă, prin muzicile militare. Erau desfășurate diferite prezentări la timpul respectiv. Această dată începe să-și piardă din prezența, din impactul public, după venirea la putere, vorbim de reprezentanții comuniști, și trecerea statului român la forma de guvernământ republică, când au căutat reprezentanții de atunci un să alt reper, un alt reper. Tot ceea ce era legat de a putea să susțină imaginea regimului comunist și, bineînțeles, să dea la o parte ce avea legătură cu familia regală sau cu altele evenimente istorice cu care pe nu Cuza, se puteau. Pe Cuza l-au valorizat, unii l-au valorizat, numai că n-a mai fost ziua națională considerată atunci, ci 23 august, dacă nu mă înșel, sub egida Partidului Comunist, 23 august era sărbătorită ca o zi națională, o zi de fast în care se organizau sărbători. Cuza nu a avut o tangență, să spunem, cu regimul țarist. Și din cauza aceasta nu avea o bază pe care să o folosească. Din potrivă, el avea legătură cu Franța, cu Marea Britanie, cu Occidentul, ceea ce nu dădea prea bine pentru ideologia comunistă a timpului. În această cauză a se marca 24 ianuarie în timpul regimului comunist însemna, de fapt, în interiorul instituțiilor de cultură, a muzeelor, unde de fiecare dată era marcat momentul de unire care să confirme, de fapt, evoluția statală românească din cele mai vechi timpuri până în timpul regimului comunist, care, de fapt, se încheia, din punct de vedere al ideologiei comuniste, cu supremația acestei filozofii comuniste. 1918 a detronat, sau cel puțin evenimentul acesta major al unirii, al Marii Uniri, așa cum îl numesc românii și istoricii, în general cum numește istoria, cum se învață la școală și în universitate, a detronat, spunem cu ghilimele de rigoare, semnificația zilei de 24 ianuarie, a pus-o pe un plan secund, sau 24 ianuarie este de fapt începutul unui parcurs normal, real, în devenirea statului român și este, în consolidarea este lui? Este sinuos și ține foarte mult de relațiile României cu marile puteri. Dar ce vreau eu să subliniez aici, și mi s-a părut interesant, că sunt niște documente pe care le-am găsit eu la Arhivele Statului din Constanța. 24 ianuarie se sărbătorea la Constanța. Dacă nu se făcea întotdeauna cu armata, asta probabil în funcție și de cine era la putere, cred la că atunci când putere, erau liberali, da, cred că ei mai scoteau și armata. Conservatorii probabil că nu. Dar ideea este că Tedeum se făcea
La biserică. Tăteau, ceea ce era important. Făcut, era foarte important, dar se comemora. Și mai mult decât atât, am găsit la un moment dat un act tulburător. Trebuie să recunosc că n-am avut tulburător? Timp de ce? De ce? Îți spun imediat din ce motiv. N-am avut timpul necesar să-l coroborez cu informațiile din presă. Cred că pe la 1892 sau așa ceva, este un document la Arhivele Statului, întâmplător am dat peste el, în care se vorbea, se cerea de la guvern ca să se sărbătorească, nu mai rețin exact dacă ziua de 9 iunie sau 11 iunie, adică când avusese loc proclamația de la Islas. Iată o sărbătoare pașoptistă și ziceau acolo pentru sângele vărsat atunci și Carol nu s-a opus. Nu era o chestie care să-l privească sigur, sau cu care el să aibă vreo legătură. Și aici putem să ajungem la situația Carol Cuza. Cuza, ca orice român verde, a dat naștere, pe lângă meritele lui incontestabile, care sunt extraordinare, a dat naștere, având în vedere că și societatea românească se comporta ca atare, unei stări de încordare în a doua parte a domniei sale, în care s-au amestecat serviciile secrete. Dacă ne uităm acum la ea, seamănă grozav de mult cu ce se întâmplă la ora actuală. Nu mai vorbeam cu Costin. Existau vreo trei servicii secrete ale statului, unul la armate, cum e normal, unul de stat, dar existau și două particulare. Unul al lui Carl Liebknecht, care era un fost crupier de biliard de pe la casino și spungurile rele că l-a ajutat și pe Cuza după aia să câștige la cărți. Am înțeles. Și un altul pe care l-aveau liberalii, care funcționa pe sistem conspirativ și ăștia de la 48 aveau tradiție cum da, să exact, învârte lucrurile. Exact. Și atunci ăștia își dădeau la oase, se călcau pe picioare unii pe alții. Carl Liebknecht făcuse o condică de asta, știa totul despre fiecare. Aproape ce vedem noi acum cu Codea scandalul, era atunci, era cum s-au văzut românii cu țara făcută, a început scandalul intern. E, Carol I, părerea mea este că a avut marele merit că a fost cumpătat și a știut să țină sub capac acest scandal. Exact. Dovadă, repet, una la mână, că se sărbătorea 24 ianuarie și el nu se opunea. Carol a putut. A putut. La începutul domniei nu, a avut și el probleme. A avut multe probleme, dar a putut să se impună pentru că avea baza legală. Deci nu s-a impus. Da, corect. Deci nu s-a depășit. În spate, exact. Evident. Aici este. Ce înseamnă să ai lucrurile clare, stabilite, da, principiile care să fie bine definite în Constituția țării, te ajută foarte clar să te plasezi potrivit, corespunzător, legal, da, față de fiecare eveniment care se produce în țara ta. Când există multe virgule, când există loc de interpretare, când fiecare poate să închidă un ochi și să spună așa mi se pare mie legea, dreaptă, corectă? Perfect. Da, așa este. Acolo așa apare, este. Acolo este aveți problemă. De tot și aici. Deci, ideea este și cu, ca să nu lungesc mult problema aceasta, am fost cu cursurile de vară la Galați. Și la Galați ne-au spus profesorii de acolo un lucru foarte interesant. Carol nu prea vrea să ducă la Galați. De ce? Din ce motiv? Pentru că Galațiul era privit ca locul unirii lui Cuza. Bineînțeles, galățenii se umflau în pene că el fusese părcălat de Galați. De Galați, da, și da, și-a dat, adică prefect în înțelesul da, de asta, și-a da, dat demisia sigur atunci cu scandalul cu adunările ad hoc și era privit ca un mare revoluționar. Și de câte ori venea Carol, avea obiceiul galățenii, cum fac românii, avea obiceiul și treceau cortegiul exact prin fața statuii lui și mai erau câțiva care strigau de pe acolo niște lucruri neplăcute da, și da, el nu prea gusta lucrurile da, astea. Grea. Dar, repet, a avut inteligența să nu provoace un conflict. În ceea ce privește evoluția ulterioară, eu nu am studiat din perspectiva asta a documentelor ce s-a întâmplat cu 24 ianuarie în perioada interbelică, dar cu siguranță a fost umbrită de Marea Unire. Marea Unire, care atunci era... Evident. Nu este... Imediat ca să ajung mai departe, dacă tu știi mai bine, e foarte ok, pentru că eu n-am studiat. Vin ca o completare de asta. Ok, sigur. Ce vreau să zic este să vă povestesc când eram eu copil. Deci eu sunt născut în 1962. Mulțumesc. Și era exact perioada în care noi ne îndepărtam de ruși. Eu când eram în școala primară, până prin clasa a 7-a, 8-a, să știți că totuși 24 ianuarie era la fel de importantă ca 23 august. Eu mi-amintesc mai că nu se dădea zi liberă, se discuta mult pe posturile de televiziune, la școală, erau peste tot. Piesele de teatru care se dădeau. Exact, exact. Da. Deci 24 ianuarie era extrem de importantă după ce au plecat rușii. După aia, începând ca de prin 74, domn profesor, dar duceți-vă aminte de o roată, stați puțin, că asta încercăm exact, să subliniem. Deci cu... trebuie să arătăm așa. Da. Evenimentele importante ale României erau într-adevăr marcate corespunzător, dar se folosea
pentru fiecare eveniment era folosit pentru a susține propaganda comunistă. Erau ideologizate. Absolut. Sigur, ei, sigur. Aici era cu măria ta, patria, deci erau elementele, simbolurile importante, în schimb, clasa muncitoare. Și aici îl avem pe vestitul în roată, da? Da. Care ieșea în prim plan. Și el învăța pe boieri, el învăța pe cei din clasa politică. El era cel care venea cu filozofia unirii. Ce înseamnă unirea? Da, mă înțelegi? Ca să nu uităm, deci, că de Carol I nu se spune aproape nimic în manual. Apropo de asta, categorii, ca o completare, da. Ca să vedeți această poate reacție. Poate erau realizări ale poporului român. Independența era o realizare a poporului român, care parcă ar fi plecat la luptă fără să fie condus de cineva. Carol a avut un rol important în negocierile de la episodul de la Galați. De pace de la Berlin, deși el n-a fost prezent acolo, au fost Brătianu și Cogălnicianu, dar eu sunt convins că el a tras foarte mult sforile, diplomatic vorbind, încât lucrurile să fie el bine, a avut, pozitiv acum, în România. La Berlin n-a fost prea bine, pentru că ei, de fapt, ne-au impus mai multe clauze restrictive mai mari decât la San Stefano, care a avut să se loc mai devreme, în martie. Anterior. Părerea mea este că el a jucat un rol foarte important pe câmpul de luptă. Era ofițer, era pregătit la Academia de la Potsdam, era cunoscător în ale armate și a condus bine armata. Deci, cu siguranță, acolo a jucat un rol important. Dar el a avut inteligența să-i lase pe oamenii politici acolo unde era treaba lor să-și facă treaba. Nu făcea el treaba în locul lor. Nu se substituie. În primul rând, vreau să, apropo, să venim cu un alt exemplu, cum a fost cel de la Galați, pe care l-ați prezentat mai devreme. Eu până în oglindă, gestul pe care l-a făcut Carol când s-a dus la Iași, unde acolo avea să recunoască valoarea lui Cuza și avea să spună clar că este un lucru extraordinar, cum că el nu a venit să răzbune pe nimeni sau să se pedepsească pe nimeni, nici cei care au fost de partea lui Cuza sau cei care au fost împotrivă, pentru că am amintit de acea răscoală. Ei bine, el acolo recunoaște valoarea clasei politice de la Iași, a Moldovei, pe care o cere ca sprijin în continuare pentru statul român. Aceste elemente, aparent simbolice prin această exprimare, drapelele, cântarea care s-a făcut acolo și face o să meargă regulat la Iași, vor prezenta punerea acelei concepții unitare. Împreună formăm într-adevăr statul român. Și că a avut înțelepciunea de a lăsa loc cuvântului clasei politice de a se afirma și de a se exprima, într-adevăr, clasa politică, reprezentanții politici, când s-au dus la Berlin, deciziile erau luate. Sunt convins. Deciziile erau luate. Bun, încheiem puțin discuția noastră centrată pe unire, pe momentul unirii și pe acest moment, pe mit fondator, până la urmă, mit fondator al României moderne. Bine că există. E bine că există, sigur. Pe asta se sprijină o națiune. Sigur că da. Trăim încă într-o epocă a națiunilor, în ciuda idealurilor Uniunii Europene, care rămân niște idealuri, iată, că se dovedește cu Brexit. Vreau să discutăm puțin și despre personalitatea domnului profesor Gheorghe Dumitrașcu, Dumnezeu să a plecat dintre noi în zilele trecute și am găsit o filmare aici la noi în arhivă, la LTV, a regretatului Virgil Coman, alt prieten și coleg al nostru care a plecat dintre noi astă vară. Și iată acum domnul Dumitrașcu, vreau să evocăm puțin și pe domnul Dumitrașcu, dar și pe Virgil, să aducem puțin aminte ca un fel de omagiu, pentru că ei știu că organizau permanent fie o conferință sau alta, dacă domnul profesor era invitat pe undeva, domnul Dumitrașcu sau Virgil, organiza expoziții cu tematica Unirii sau participa la rândul lui cu documente despre acea perioadă sau care să vină cumva să explice Unirea. Și să vorbim cum i-ați cunoscut pe cei doi. Cred că ar trebui să încep. Costin, te rog. El i-a cunoscut înaintea mea pentru că le-a fost și student. Costin, te rog. A fost studentul lui domnului. Ai fost coleg cu Virgil, dacă coleg cu Virgil, cred că. Apreciez pentru inițiativa aceasta de a aduce un omagiu și, uite, într-o emisiune în care vrem să marcăm un eveniment istoric. Hai să leagă de istorie și ei doi erau istorici. Să aducem un omagiu celor doi dispăruți de curând. Și aici vorbim de domnul profesor Gheorghe Dumitrașcu și la fel
A fost și profesor și de domnul director. O să rog pe colegii mei să pună într-o imagine, să pună și emisiunea aceea, să o pună cumva în timp ce noi vorbim, să deruleze câteva imagini cu domnul profesor și cu Virgil, colegul nostru, fostul colega nostru. Te rog, te rog. Da, într-adevăr, Virgil Coleman și-a desfășurat în ultimii ani puțin din viața lui pe care i-a trăit aici, la dumneavoastră, aici, un, la Litoral TV. La Litoral TV, și avea acest gând de a invita pe oamenii de cultură din Constanța pentru a depăna poveștile comunității noastre. Într-adevăr, am avut șansa și onoarea să l-am profesor pe domnul Gheorghe Dumitrașcu, istoricul pe care eu l-am văzut, avea o cultură a sufletului, domnul Dumitrașcu. Unul dintre primii parlamentari după 90 ai urbei noastre și al Dobrogei. Și al Dobrogei, prin implicarea sa în înființarea Universității Ovidius, unde această era nevoie de o universitate în Constanța. Este greu să vorbești la momentul acesta despre Gheorghe Dumitrașcu, pentru că trecut, în primul rând l-a trecut, da, sigur că da, deoarece ne aducem aminte de fiecare dată de mesajele sale încurajatoare, patriotice, la momentele, evenimentele istorice la care lua parte și lua cuvântul, cu începând să spună doamnelor și domnilor, și pe aceea ne privea pe fiecare. Dacă eram 100, ne privea pe toți 100. Așa aveam senzația că ne vede pe fiecare. Și puneam în practică ce spuneam, această cultură a sufletului, pentru că se adresa omului, indiferent de funcție, indiferent de pregătire, indiferent de vârstă, avea cuvântul potrivit pentru fiecare. Cursurile pe care le-am audiat între anii 1990-1995, într-adevăr, fac parte din prima promoție a Facultății de Istorie și Științe Politice a Universității Ovidius, au fost cele care aveau să creeze și pentru mine o motivație în plus pentru a-mi alege calea, să spunem așa, de cercetare istorică pe partea modernă și contemporană, românească și universală. Acum am fost tulburat când l-auzeam pe prietenul nostru, Paul, vorbind de coordonatorul, domnul profesor de doctorat, Ion Bulei, cum am avut ocazia, și acum vreau să vă spun că îmi revin în minte aceste date, să am examenul de istoria modernă a României cu domnul profesor Gheorghe Dumitrașcu. Eram într-o sală mică, câteva mese, câteva scaune, dumnealui avea un coș cu multe bilețele, era un examen oral, era examen de an, iar eu aveam să extrag din acel bol, să spunem așa, chiar cum a fost receptată unirea românilor în plan internațional, și să vorbesc de disensiunile dintre partea franceză și partea engleză, întâlnirea de pe insula Osborne, cum au ajuns la această acceptare tacită și în același timp să nu mai fie susținut, mă rog, era la momentul respectiv. Povesteam cu aplomb și înflăcărare acolo, cum am înțeles eu evenimentul, și la un moment dat, dacă îl văd, a făcut ochii mici, cum avea dumnealui părul creț așa, și a zâmbit așa pe sub mustăcioara lui acolo și spune: Tinere, cum vorbea? Ba, mai gros așa, mai trebuie ceva. Puțin teatral. La care eu dintr-o dată m-am gândit dacă am uitat să prezint vreo parte din argumentație, sau am uitat vreodată, sau am încurcat ceva. Era posibil orice, nu? La un examen să se întâmple. Eram uimit, eram cu ochii mari și atent la domn profesor. Ce mai trebuia? Să nu uiți niciodată să fii mândru că ești cetățean al acestei țări, care se numește România. Pentru că degeaba vorbești de faptele istorice
dacă tu nu le și trăiești atunci când transmiți acest mesaj. Și nu le simți, sigur, da. Foarte frumos mesaj de acolo. Acesta a fost mesajul foarte... care pe mine m-a călăuzit și cred că de fiecare dată când am ocazia să vorbesc despre faptele istorice, eu vin cu povestea de istorie, așa cum ne-au învățat profesorii noștri, printre care și regretatul istoric Gheorghe Dumitrașcu. Domnul Dominte, da, cum l-ați cunoscut la domnul Dumitrașcu? Eu l-am cunoscut pe domnul Dumitrașcu. Mai întâi mi-am ales lucrarea de gradul 1. Și m-am dus să-l întreb pe dânsul dacă nu vrea să mă ia. Mi-a propus un subiect, după care am aflat că dânsul nu mai putea, pentru că, mă rog, fusese scos la pensie și da. nu mai avea acest drept. Și ulterior am făcut cu domnul profesor universitar Valentin Ciorbea, căruia de asemenea îi port un imens respect. După aceea, la cursurile de vară, am reușit să stăm mai mult împreună. Atunci când mi-am ales lucrarea de grad, am fost la dânsul acasă, încă avea o cameră mică plină cu cărți de jur împrejur, care era... Și ce am apreciat, într-adevăr, că un om care fusese senator și n-a fost pus pe căpătuială. Adică el trăiește, era... Trăia modest. Dumnezeu să-l ierte, că și vorbesc la prezent. Da. Trăia modest într-un apartament confort, 2 cu 3 camere, pe Ice Brăteanu, mi se zice că într-o zonă de asta foarte... și, într-adevăr, pasionat de istorie. A doua oară ne-a făcut, fiind cursurile de vară la Constanța, ne-a ajutat și dânsul alături de alte personalități să vizităm bisericuțele în piatră de la Basarabia, care evident nu pot fi vizitate decât de specialiști, nu pot să intre cu droaia oamenii acolo, pentru că ele sunt din calcar și se degradează. Sigur, sigur că de dată ce sunt multe persoane, de la căldura corpului, de la respirație, se formează vapor, ea se prind pe pereți, se scurg la vale și practic se topește. Că se topește, sigur, sigur. E cretă, da. Și cu aceasta mi-a oferit în felul acesta o ocazie unică, pentru că nu poți să intri acolo dacă nu ești de specialitate. Am și filmat atunci și eu zic că ăsta este un lucru important, că cum este în România, nu știm ce s-a mai întâmplat și cu ele. Am văzut că sunt lăsate cam de izbeliște. Sunt de o valoare inestimabilă. Și de atunci am remarcat, exact cum a zis și Costin, pentru că eu de la televizor îl știam altfel. De la televizor ai tendința de a-l vedea cu stilul lui teatral puțin, așa, vorbi. Și mulți, la un moment dat, chiar așa, că eu sunt mândru că toată lumea, că știi că așa vorbea, că toată lumea mă compară cu domnul Păunescu, că avea puțin așa din felul de a fi al lui Adrian Păunescu. Era vorba, de fapt, de o oratorie care era puțin înțeleasă de cei din jur, pentru că cei din jur nu puteau să ajungă la acest nivel transmite emoțional, afectiv, un eveniment. Să ne aducem aminte de discursurile în Parlament în care vroia să vorbească de egalitatea tuturor în această țară, indiferent de limba pe care o vorbeau, de etnia pe care o reprezentau, din comunitatea din care proveneau sau religia respectivă, și cum și unii și alții, pentru că nu puteau să-l combată politic, vorbind în arta discursului, atunci încercau să găsească aceste subterfugii mărunte pe care, atenție, le publicau în presa timpului. Se tragă piciorul de sub picioare, scandalul obișnuit de la noi. Și ceea ce ca să închei totuși. De asemenea, ce am remarcat și eu, era un mare patriot, într-adevăr. Niciodată nu uita că este român și nu uita niciodată să-ți amintească, dragă, te rog, nu uita că ești român și fii mândru de chestia asta. Dar era o chestie care trăia prin porii ființei lui, nu era ceva impus din afară. Din păcate, societatea constanțeană nu a reușit anul trecut să-i confere meritul pe care a fost un păcat. Două minute, un minut pentru fiecare, pentru Virgil Coman, că trebuie să încheiem. Timpul nu se face prieten cu nimeni. Atunci o să încep eu ca să termine, că și pe Virgil îl știe mai bine, Costin. Virgil pentru mine, și Virgil mi-a fost apropiat, dacă ar fi să-i compar pe cei doi, aș putea zice, în cazul domnului Dumitrașcu, patriot, în cazul lui Virgil Coman, gospodar. Virgil era un tip gospodar pe care dacă îl întrebai, te ajuta întotdeauna cu un zâmbet așa larg pe față, colegial, și întotdeauna când aveai nevoie de ceva, mai ales dacă te știa om care scrii și care e serios, te ajuta. Băi, vezi că uite, găsești chestia aia, uite, te rog, vorbea la sală, te rog frumos, ajută-l pe domnul, care e o chestie urgentă. Mie mi-a plăcut foarte mult amabilitatea asta lui, care cred că ar trebui să fie un exemplu pentru modul în care conduce o instituție publică. Pentru noi toți, sigur că
Sigur, da. Din particularul pe care l-a prezentat Paul, vreau să subliniez că vorbim de doi istorici care au marcat cunoașterea istorică modernă și contemporană a Constanței, a Dobrogei, a României. Nu vom putea trece mai departe în cercetarea noastră fără să punem cărămizile lor la fundamentul cunoașterii noastre istorice. Sunt convins că așa este, să ne rugăm Domnului să-i odihnească acolo unde sunt, Dumnezeu să ierte și să ne aducem aminte cu plăcere de ei și să-i evocăm când ne mai întâlnim. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi prezenți aici în această ediție a emisiunii Cultură pe Coordonate, că am putut să discutăm despre unirea de la 24 ianuarie. Am adus o discuție, dar am adus o aminte, pentru că se poate vorbi despre unire. Evident, mult. Poate fi discutat într-un interval extins, zeci de emisiuni putem face, da? Ne vom mai întâlni și vom mai evoca evenimentele importante. Am vrut să marcăm acest moment, de altfel foarte important și deosebit, pentru că fără el poate că nu am fi fost astăzi aici la această masă. O certitudine din punctul meu de vedere și noi vrem să vă mulțumim și încă o dată la mulți ani și trăiască România. Doamne, trăiască România, așa să fie. Trăiască România și trăiască românii și la mulți ani România. Mulțumesc mult de tot. Mulțumim și dumneavoastră pentru prezență. Domnilor, domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi Cultură pe Coordonate. Au fost domnii Costin Scurtu și domnul Paul Dominte, istorici deopotrivă și buni, să spunem așa, colaboratori ai postului de televiziune, pentru că ori de câte ori i-am invitat au fost prezenți. Eu sunt Enache Tușa, vă spun toate cele bune, la revedere. Mâine 24 ianuarie, nu uitați, este o zi deosebită și într-o anumită măsură să ne aducem aminte de ceea ce am învățat și ceea ce au făcut cei care au trăit înaintea noastră. Toate cele bune, la revedere! La revedere!